Ok, pare că totul e în regulă. Bun, așadar, în această seară, numele meu este Cristina Burada și împreună cu colega mea, Georgiana Dumitru, o să vă prezentăm platforma de tranzacționare și cam ce înseamnă tranzacționarea acestor produse. În primul rând, CFD-urile, contractele pentru diferință, sunt produse, instrumente derivate de tranzacționare. Se tranzacționează în marjă fără deținere reală. Haideți să luăm un exemplu concret. De exemplu, dacă vreți să luați, să achiziționați acțiuni pe Bursa de Valori București, bănuiesc că unii dintre dumneavoastră sunt deja investitori cu portofolii deja de acțiuni pe BVB. În momentul în care vă decideți să cumpărați o acțiune, vă uitați la prețul ei din piață, să luăm ca și exemplu Transelectrica, un preț de 30 de lei. Așadar, vreți să cumpărați, știu și eu, 10 sau 100 de acțiuni, atunci trebuie să plătiți valoarea întreagă a acțiunii respective pentru a o avea în portofoliu. Este cu deținere reală la depozitarul central ori din România, ori din orice altă țară, figurați ca și proprietar al acțiunilor respective. În momentul în care ați vrea să migrați cu portofoliul de la o companie de brokeraj la o altă companie, fără nicio problemă, puteți să mergeți cu acțiunile dintr-o parte în alta și, de asemenea, în situații mai puțin dorite, și anume crize financiare, când piețele de acțiuni scad, vă puteți permite să păstrați respectivele acțiuni oricât doriți de la dumneavoastră, de la 1, 5, 10, 20 de ani, fără problemă de a vă fi lichidate aceste poziții. În comparație, CFD-urile, contractele pe diferență, sunt instrumente derivate care vă oferă acces la un număr destul de mare de produse, și anume acțiuni, mărfuri, perechi valutare, indici, blocând doar o parte din necesarul total al respectivului, pentru tranzacționarea respectivului instrument. Și anume, de exemplu, dacă vrem să tranzacționăm o acțiune Apple, care acum văd că este undeva cam la 126 de dolari, nu trebuie să plătiți, de exemplu, pentru un contract ce ar reprezenta o acțiune 126 de dolari, ci s-ar bloca doar un 12% din valoarea totală a poziției dumneavoastră. Să-mi spuneți dacă aveți întrebări până acum. Haideți să o luăm treptat, treptat. Mulți dintre dumneavoastră probabil că au deja conturi demonstrative și au apucat să se uite pe platforma noastră de tranzacționare. Pentru cei care nu și-au făcut încă aceste conturi, este foarte ușor. Mergeți pe site-ul nostru www.tradeville.eu. Vă duceți la oricare dintre subsecțiuni platformei și vedeți în partea dreaptă posibilitatea de a vă deschide un cont demonstrativ pentru tranzacționarea CFD-urilor. Aceste produse financiare se tranzacționează pe piețe extrem de dinamice și, fiind vorba despre efectul de levier, și anume marja, care vă permite practic să maximizați capitalul și să vă expuneți la o sumă mult mai mare decât cea blocată de dumneavoastră inițial, este foarte util să luați un cont demonstrativ, să stați o perioadă pe contul demonstrativ, pentru că riscurile implicate în tranzacționarea acestor produse sunt ridicate și puteți risca pierderea sumei, unei sume mai mari decât acele investite inițial. Așadar, mergeți, vă faceți un cont demonstrativ și după care încercați să deschideți câteva poziții pe CFD-uri. O să intru direct pe platforma web. Avem două versiuni
Avem două versiuni ale platformei, și anume una web, care este mult mai comprimată și destul de simplificată, și alta desktop, pe care vă recomand să utilizați și pe care stau și eu de obicei. Customizabilă, puteți vedea într-o manieră mult mai edificatoare graficele, și de asemenea să utilizați indicatorii de analiză tehnică, să vă customizați lista cu instrumente. Este o platformă care vă permite urmărirea mai de aproape și într-un mod, să spunem așa, mai ușor ale instrumentelor derivate. Așadar, o să intrăm pe un cont demonstrativ, pe versiunea web întâi, pentru care aveți nevoie doar de o conexiune la internet. Cam așa arată într-o primă fază versiunea web a platformei. Veți vedea în tabloul de bord deja câteva cotații prestabilite. Aici avem euro-dolar, euro-ron, liră, pe care le puteți schimba după bunul plac și să păstrați aici doar instrumentele care vă interesează și pe care doriți să vedeți o evoluție. Cotația o aveți în partea de sus, și anume, de exemplu, euro-dolar în momentul acesta se tranzacționează la o cotație de 1,0587 pentru investitorii care ar vrea să vândă perechea valutară, sau 1,0589 pentru investitorii care ar vrea să cumpere această pereche valutare. Și acum, să vă explic prin ce diferă CFD-urile de instrumentele clasice de tranzacționare, și anume acțiuni, obligațiuni. În primul rând, acestea nu sunt produse cu deținere reală. Pur și simplu se tranzacționează pe diferențe de preț. Puteți miza ori pe aprecierea instrumentului suport, ori pe deprecierea acestuia. CFD-urile pot avea instrumente suport diverse. La fel cum am spus, de la 2700 de acțiuni la 80 de perechi valutare, la un număr de peste 17 indici și așa mai departe, mărfuri precum aur, argintul, și pe toate aceste instrumente suport tranzacționați doar pe diferențele de preț. Și anume, de exemplu, dacă stăm și ne uităm la grafic, pe unul dintre instrumente, spuneți-mi dumneavoastră pe ce ați vrea să luăm un exemplu pentru început. Pe ce ați dori să facem o tranzacție dintre instrumentele pe care deja le avem în tabloul de cotații? Bun, pe euro-dolar. Așadar, pe euro-dolar avem un preț vinde sau cumpără. În platformă de obicei le vedeți și sub forma prețurilor bid și ask. Și putem să intrăm, să pariem ori pe aprecierea primei valute în detrimentul celei de-a doua din perechea valutară, ori pe deprecierea primei valute, la fel în contraparte cu cea de-a doua. Să-mi spuneți ce fel de tranzacție să luăm, să pariem pe aprecierea euro contra dolarului sau invers? Mai ales având în vedere că mâine pe 18 așteptăm și ședința Fed, ședință unde se tot vehiculează că o să avem știri mai concrete despre majorarea dobânzii cheie în Statele Unite ale Americii. Să pariem pe deprecierea euro contra dolarului. Da, trend care tot pe care îl vedem deja de aproximativ un an de zile. Așadar, în momentul în care vrem să... Dar orice tranzacție nu se ia ori uitându-ne doar pe un grafic, ori pur și simplu că ni se pare nouă că avem o cotație destul de ridicată. Ne uităm un pic și pe site-urile de specialitate, vedem și părerile analiștilor, vedem și care sunt știrile economice și ședințele băncilor centrale care urmează, și în funcție de asta luăm o poziție în piață. Bun. Acum, haideți să pariem în continuare pe deprecierea euro contra dolarului.
În partea de jos scriem cantitatea pe care vrem să o tranzacționăm. Pe perechile valutare există loturi standard stabilite și anume un lot standard. În unele situații se mai numesc și mini-loturi. Este de 10.000 de unități euro-dolari și mai există de asemenea microloturi care se duc până spre 1.000 de unități. De obicei, în platformă puteți tranzacționa cu loturile standard de 10.000 de unități. Luăm 10.000 de contracte euro-dolar și pariem pe deprecierea euro contra dolarului. Bun. Așadar, am trecut în jos cantitatea, ne-am uitat la cotația din bid, și anume în platformă vedeți vinde, am luat o poziție la piață, am dat un ordin la piață și anume cotația pe care o vedem, la acesta ni s-a și executat ordinul de cumpărare. Pentru a tranzacționa 10.000 de unități, vedeți că avem o marjă blocată. În momentul acesta, Tradeville are un minim de marjă de 3% și anume a fost nevoie doar de aproximativ 300 de euro blocați în marjă, marjă care nu se pierde, ci doar reprezintă o garanție pentru menținerea deschisă a poziției dumneavoastră. Așadar, am avut nevoie doar de 300 de euro pentru a ne expune la o cantitate întreagă de 10.000 de unități euro-dolar. Asta vine cu beneficii și de asemenea cu dezavantaje, pentru că normal câștigul în momentul în care acesta o să se reflecte în contul dumneavoastră se raportea de fiecare dată, trebuie să-l calculați conform și câștigul și pierderea, conform expunerii totale din piață și anume la 10.000 de unități în cazul nostru, indiferent că în marjă dumneavoastră tranzacționați cu 300 de euro, cu un procent de 3% blocat sau există situații când marja poate să fie și mai scăzută. Sunt companii de brokeraj care oferă un efect de levier de 500 la 1 și anume o marjă undeva la 0,25, care bineînțeles că sună tentant, bineînțeles că un client sau un investitor, potențial investitor, poate să fie, să îi se pare ceva grozav să tranzacționeze 10.000 de unități pe perechi valutare blocând doar 20 de euro în marjă, însă trebuie să aibă în vedere faptul că în cazul în care situația nu merge, trendul nu merge chiar conform poziției luate de respectivul investitor în piață și pierderea este pe măsură conform expunerii reale din piață. Așadar, pe contul meu acum vedeți deja două poziții pe euro-dolar, o poziție pe care am luat-o cu ceva vreme în urmă de 10.000 și pe care există un profit și poziția pe care tocmai ce am luat-o la recomandarea dumneavoastră, pe care deocamdată avem o pierdere de 4,81 de euro. Vreau să-mi spuneți dacă ați înțeles conceptul de marjă și ce reprezintă acesta. De obicei, marja este procentuală. Cum v-am spus, pe perechi valutare avem momentan pe majoritatea dintre acestea o marjă de 3%. Există perechi valutare exotice, să le spunem așa, de exemplu în contraparte cu dolarul singapurez, unde avem o marjă de 5% și pe unele considerate mai riscante spre ar fi tranzacționate momentan, marja este chiar mai mare. Pentru tranzacționarea CFD-urilor cu activ suport indici avem un procent de 4% blocat în marjă. La fel și pentru tranzacționarea CFD-urilor cu activ suport mărfuri, în timp ce pentru CFD-urile cu activ suport acțiuni, marja blocată poate să varieze de la 12% la 70-75%, depinde cât de populară, cât de volatilă și cât
de riscant ar fi o poziție pe respectiva acțiune. Marja nu se pierde, pur și simplu se întoarce în contul dumneavoastră în momentul în care închideți o poziție. Așadar, noi dacă am închide poziția actuală, marja aceasta am marcat pierderea de 7,73 și marja s-ar reîntoarce în capitalul contului. Pe platformă este important să vă uitați la secțiunile acestea de pe orizontală și anume, aici puteți vedea în secțiunea marjă, aveți cumulat marja blocată pentru toate pozițiile deschise de către dumneavoastră. În capital aveți valoarea totală actualizată în mod constant cu profitul sau pierderea înregistrată de către dumneavoastră. De asemenea, dacă în câmpul de profit pierdere potențială, în loc de profit, să spunem că ați avea o pierdere per total, ar fi afișată suma cu un minus în față, iar capitalul disponibil vă spune cât mai aveți dumneavoastră disponibil în contul de tranzacționare în cazul în care vreți să deschideți noi și noi poziții pe baza recomandărilor sau a celor citite de către dumneavoastră în piață. Pentru că volatilitatea pe astfel de instrumente este destul de ridicată și dacă pe acțiuni sau pe dețineri de acțiuni pe care le-ați avea la Bursa de Valori București pentru a vedea un plus sau un minus de 20% pe contul dumneavoastră de investiții este nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Ei bine, tranzacționând CFD-uri, astfel de randamente de plus minus 10, 20, chiar și 30% se pot fi afișate foarte ușor în contul dumneavoastră. Puteți face un profit sau puteți marca o pierdere considerabilă în termene scurte de timp, într-un termen scurt de timp. Și de aceea este foarte bine să știm care sunt instrumentele care ne-ar ajuta să ne protejăm în fața unor astfel de pierdere sau care ne-ar ajuta să marcăm profitul dacă nu suntem în fața calculatorului și normal că nu are toată lumea timp să stea în permanență cu ochii pe o platformă de tranzacționare când se închidă, când se deschidă pozițiile. Așadar, pe poziția deja deschisă, atunci când deschidem o poziție la prețul pieței, putem pur și simplu să dăm click dreapta pe această poziție și avem următoarele opțiuni următoarele opțiuni pentru ordinele de protecție. Și anume, protejează cu ordin stop, protejează cu ordin limită, protejează cu ordin OCO. Ce înseamnă asta? Ordinul stop, și cred că mulți dintre dumneavoastră știu, este un ordin pentru minimizarea pierderii. Și anume, atunci când intrăm short, cum tocmai am făcut, pe euro-dolar. Bun, am intrat la o cotație de 1.05 și, bineînțeles, în momentul în care se duce sub 1.05, noi vedem un profit marcat, un profit la pierdere sau profit potențial. Dar există foarte bine situația în care să se ducă peste 1.05, iar noi să înregistrăm o pierdere, pierdere care să se adâncească în funcție de evenimentele din piață și de circumstanțele la nivel global. Pentru că de fiecare dată este recomandabil și util să vedem ce pierdere ne-am asumat pe poziția pe care tocmai ce am deschis-o, facem un calcul și spunem, ok, eu sunt dispus să pierd 50 de euro pe poziția aceasta pentru a câștiga 100 de euro. De fiecare dată, raportul risk-reward trebuie să se situeze undeva cam la 1 la 2. Și anume, riscăm pentru a câștiga 100 de euro, 50 de euro pierdere pe care nu o asumăm și astfel punem un ordin stop la mișcarea respectivă. Protejează cu ordin stop, avem această opțiune, punem cotația, punem 1.065 de dragul exemplului, iar aici aveți opțiunea inversă și anume cumpără. O să vă ceară confirmarea ordinului.
Și în momentul acesta, la ordine în așteptare, aveți un ordin stop și anume atunci când pe poziția deschisă de către dumneavoastră se va ajunge, dacă se va ajunge la 1065, o să vă fie închisă automat poziția, marja se va reîntoarce în capitalul din contul dumneavoastră și va fi marcată și pierderea pe care v-ați asumat-o dumneavoastră. Exact același lucru, exact în asemenea manieră procedăm și atunci când vrem să marcăm un profit. La fel, avem click dreapta, protejează cu ordin limită. Ordinul limită este pentru marcarea profitului. Iar aici ne permitem să mergem cât de mult dorim noi, pentru că nu asta ar fi problema, nu un profit cât mai mare marcat, ci problema ar fi dacă vedem o pierdere din ce în ce mai consistentă pe contul de tranzacționare, care într-un final ar putea duce și la lichidarea automată a pozițiilor pe astfel de instrumente. Limita, să spunem că punem la o paritate de 1, care tot este vehiculată să se întâmple de către mulți analiști. Bun. Și acum avem pe poziția deschisă, vedeți și ID-ul poziției în partea stângă, avem și un ordin limită și un ordin stop pe care le-ați pus. Și anume, vă limitează pierderea până la 1.065 în cazul în care euro se va aprecia în contraparte cu dolarul, sau vă marchează un profit dacă capitalul din cont vă permite să păstrați o poziție deschisă până când ar ajunge la o paritate de 1, fără riscul de a fi lichidat automat din piață sau știu și eu ce circumstanțe să intervină care să nu vă mai permită păstrarea deschisă a poziției. Dar, mai simplu, putem pur și simplu să dăm un click dreapta și să protejăm exact aceeași poziție, haideți să merg la a doua pe care o am deschisă, cu un ordin OCO. Ordinul OCO înseamnă one cancels the other, un ordin îl anulează pe celălalt, unde putem să setăm atât nivelul ordinului stop de limitarea pierderii și închiderea poziției, cât și ordinul limită de marcare a profitului. Noi putem să nu fim acasă sau putem să fim la serviciu, platforma, sau o deschidem seara și să vedem că ne-a fost închisă poziția de către momentul în care cotația a ajuns la unul dintre nivelurile setate la ordinul stop și la ordinul limită. Acum, ce este important să știți? Cum putem vedea valoarea pierderii sau a profitului în poziția stopului sau a limitei, mă întreabă cineva. Bine, asta o să se calculeze în funcție de PIP și oricum pierderea sau profitul potențial îl vedeți în această secțiune, însă în prezentarea platformei de stop o să vă arate colega mea, înainte de intrarea într-o poziție, un calculator prin intermediul căruia puteți să știți cam dinainte cât ar reprezenta pierderea dacă s-ar duce cu 50 în pips mai, cu 50 de pips mai sus sau mai jos. Aș putea să vă arăt chiar acum pe... Bun, așadar, în platforma de stop, care arată astfel, am luat euro-dolar. Și anume, dacă s-ar mișca, de exemplu, să spunem cu 50 de pips, în momentul acesta avem o cotație de 1.0587, la care mai adăugăm încă 50 de pips și ar fi 1.0630, cam pe acolo s-ar duce, dar vedeți că se modifică la nivel de secundă. Mai ușor, să nu vă bateți capul cu astfel de lucruri, pur și simplu setați de la nivelul intrat la care ați intrat dumneavoastră în poziție, selectați calculatorul din partea stângă. În momentul în care intrăm short, bineînțeles că pierdem atunci când, de fapt, euro se apreciază în contraparte cu dolarul, iar graficul nu o să mai arate astfel, și anume niște lumânări roșii destul de vizibile, ci o să fie
Lumânări, vom vedea lumânări verzi până spre 1.07-1.08, bine, într-un exemplu ipotetic. Așadar, ne ducem la prețul actual din piață și, să spunem, punem până la 1.070, să vedem cât ar reprezenta pierderea. Avem 0,0186 și înmulțim cu cantitatea pe care o avem noi pe poziție. Așadar, ar fi o pierdere undeva cam la 108 euro, dacă nu mă înșel, dar haideți să facem și calculul. €108,6. Asta ar fi pierderea pe care am marcat-o noi în cazul în care cotația ar ajunge la 1,07. Sau vă faceți un calcul, pipsul este cea mai mică unitate cu care se mișcă prețul. Dacă, la fel cum v-am spus, de la cotația actuală s-ar mișca cu 50 în sus sau în jos, adăugați sau scadeți de la ultimele două unități din preț, 50, 60, 70, depinde ce pierdere vă asumați dinainte de a deschide o poziție. Pentru că toate aceste lucruri trebuie să le aveți foarte bine stabilite înainte de a deschide fiecare dintre poziții. La fel, același lucru puteți să faceți și cu profitul. Pur și simplu, utilizați calculatorul de marjă, duceți către 1.02, către 1.01, vă permite mult mai mult. La fel, în funcție de asta, vă setați pe orice instrument suport ați tranzacționat dumneavoastră, ordinele stop sau limită. Mâine, trebuie să vă spun, colegii mei din departamentul de brokeraj vor ține și un seminar referitor la risk management, unde veți vedea cum vă puteți administra într-un mod eficient riscul, și anume raportându-vă tot timpul la capitalul total din contul dumneavoastră de tranzacționare, cam câte poziții sau cât este recomandat să vă expuneți pe fiecare poziție, astfel încât să puteți susține fluctuațiile în piață fără riscuri de marcarea unor pierderi importante sau de, și mai rău, de lichidare automată. Dar, să revenim, vă spuneam despre ordinul OCO, One Cancels the Other, unde faceți printr-o singură mișcare ceea ce am făcut eu cu protejează cu stop, protejează cu limită, și anume dați click dreapta și setați ordinul stop și ordinul limită direct din această căsuță. Haideți să punem stopul la 1.07, care, cum v-am arătat mai devreme, ar reprezenta o pierdere undeva pe la 108-110 euro, iar limita să-l punem către 1.020, care la fel este foarte probabil să fie atinsă. Ce trebuie să vă spun? În momentul în care tranzacționați astfel de instrumente, de exemplu PP, există anumite comisioane. Pentru perechile valutare, acestea nu se comisionează la închidere și deschidere, așa cum se face atunci când cumpărați acțiuni cu deținere reală, ci există un spread. Spreadul reprezintă diferența dintre bid și ask, un spread care se ia o singură dată la inițierea poziției, indiferent de sensul în care ați deschis poziția respectivă. Dar dacă o să vreți să tranzacționați CFD-uri cu activ suport aur sau CFD-uri cu activ suport indici sau acțiuni, atunci da, există un comision care vi se percepe la închidere sau la deschiderea poziției. De exemplu, minimul este undeva cam la 3 euro.
Deci un minim de 3 euro, în funcție de cantitatea cu care vă expuneți în piață, vi se ia și la deschiderea poziției și alți 3 euro și la închiderea poziției. Sau un comision procentual, depinde de tipul de cont, undeva cam la 0,18%, care vi s-ar reține din cont în momentul în care tranzacționați CFD-uri cu alte active suport decât perechile valutare. Să spuneți dacă sunt, întreabă cineva despre opțiunea de trailing. Da, există această opțiune de trailing stop și cum vedeți foarte ușor și în momentul în care dați click protejează cu, protejează cu ordin stop. Da, eu tocmai ce le-am protejate pe toate acestea. Haideți să încercăm să modificăm un ordin stop. Vedeți că aveți și o căsuță specifică pentru trailing. O să vă explice colega mea ce înseamnă ordinul trailing stop și anume acesta pe scurt se mișcă odată ce piața merge în favoarea dumneavoastră, la fel se mișcă și stopul, poate să urce sau să coboare, respectiv la diferența de pip pe care o setați dumneavoastră din start. Ce mai trebuie menționat în legătură cu ordinele stop este faptul că acestea nu sunt garantate și anume execuția lor este garantată, însă nu este garantat și prețul la care se derulează această execuție. În momente în care avem volatilitate extremă în piață sau când tranzacționăm acțiuni sau orice alt instrument care deschide cu gap de preț. Ce înseamnă gap de preț? Să spunem că o acțiune închide tranzacționabilă pe bursa din New York la ora 11 și jumătate sau când este ora de închidere a bursei din New York, închide la ora la prețul de $12, după care la ora 3 și jumătate, acum că fusul orar s-a modificat un pic, deschide de la $12 la $10. Iar un client are un stop pus la 11,5. E bine, în momentul în care se deschide piața, stopul clientului este executat la prețul, la primul preț disponibil în piață. O să îi se execute ordinul, însă prețul o să fie unul diferit. Este foarte posibil să fie chiar în defavoarea clientului atunci când ori sunt gap-uri în piață, ori volatilitatea este extremă și deja sunt întârzieri sau blocaje în cotațiile afișate, atunci ordinul stop este executat la prima cotație disponibilă în piață, care nu întotdeauna coincide și cu nivelul pus de către client. Există opțiunea de ordine stop-loss garantate doar pentru o anumită parte dintre instrumente și anume puteți vedea acest lucru pe site-ul nostru la tranzacționare, tranzacționare CFDs, unde vă invit să mergeți și pentru că aveți foarte detaliat specificațiile și comisioanele pe fiecare tip de instrument în parte și în secțiunea tipuri de ordine, care vă explică pe scurt fiecare dintre ordinele existente în platformă, aveți și ordinul stop-loss garantat. Ordin stop-loss garantat pe care, vedeți, îl aveți disponibil doar pentru aceste perechi valutare și unii dintre indici, de asemenea, și care presupune și un cost. Poate să varieze 4, 6, 3 pips, cost care vi se reține din contul dumneavoastră de tranzacționare. Ei bine, la ordinul stop garantat, atunci, bineînțeles că o spune și numele, este garantată atât execuția cât și prețul pus de către dumneavoastră. Acum să mă întorc un pic pe site-ul nostru, unde avem detaliate informații despre CFD-uri, pentru că pe lângă marja care diferă în funcție de instrument, de obicei pentru perechile valutare v-am spus că avem o marjă de 3%, însă putem vedea și 5%, putem vedea chiar și 100% pe perechile valutare în contraparte cu CHF, de exemplu, de la anunțul băncii elvețiene de a abandona pragul.
Mai vedeți și alte informații, și anume orarul de tranzacționare. În cazul acesta, perechile valutare se tranzacționează 24 din 24 de ore. Se deschid la ora României la 12 duminică, noaptea, ora României, și se închid vineri, la fel la ora 12 noaptea. Și pe lângă asta vedeți detalii și despre costul de finanțare. Costul de finanțare este un cost care se debitează sau sunt cazuri în care se numește și venit de finanțare, când se creditează în contul clienților pentru menținerea pozițiilor deschise peste noapte. Și anume, market maker-ul, da, vă permite să vă expuneți în piață și să marcați un profit la 10.000 de unități euro-dolar, blocând doar 3% din valoarea totală a poziției, însă pentru a vă permite lucrul acesta, de obicei se percep și unele costuri de finanțare peste noapte, care pot să fie mai mari sau mai mici. De exemplu, pentru 10.000, costul de finanțare este undeva cam spre un euro, un pic peste un euro, dar toate aceste informații le vedeți și pe site-ul, o secundă, imediat vă... Aveți aici o listă cu ratele percepute peste noapte. Și la fel și costurile de finanțare pentru perechi valutare. Acest cost de finanțare există pe orice instrument suport tranzacționat, pe orice activ suport tranzacționat dumneavoastră, dar pe perechi valutare ele se percep astfel. În cazul în care sunteți long pe o pereche care are o dobândă cheie, să spunem, sub 2,5%, ceea ce se întâmplă pentru multe dintre perechile, dintre valute, atunci costul de finanțare o să fie debitat din contul dumneavoastră de tranzacționare. Dacă sunteți long pe o valută, cum ar fi liră sau cum ar fi rubla rusească, mă scuzați, pe liră cred că avem în momentul acesta o dobândă undeva cam la 12%. Atunci costul de finanțare este creditat în contul dumneavoastră de tranzacționare, dar niciodată nu este recomandat să tranzacționați long sau short în funcție de cât vi s-ar lua sau cât vi s-ar da cost de finanțare în cont, pentru că, vă spunem din experiență, astea s-au dovedit a fi tranzacții destul de nereușite. Așadar, aici vedeți cu minus cât s-ar debita peste noapte pe o poziție, doar că în acest site calculele sunt făcute pentru loturi de 100.000. Așadar, trebuie să ajustați la cantitatea pe care o aveți dumneavoastră de fapt în contul de tranzacționare și vedeți care ar fi costul perceput sau venitul care vi s-ar introduce în cont. Cum vedeți apoi lucrul acesta? Și cum vedeți și activitatea dumneavoastră pe o anumită perioadă, mergeți în secțiunea de rapoarte și raportul pe care îl folosim noi cel mai des și care ni se pare cel mai concludent este raportul detaliat activitate de tranzacționare client. Haideți să modificăm intervalul ca să vedeți mai multe informații în el. Și anume din 17 februarie până... De fapt, o să dau de la începutul anului. Afișez raport. Aici veți vedea detaliat pozițiile deschise pe care le aveți acum în piață, instrumentul, prețul de la care ați inițiat poziția respectivă, orice profit potențial sau vă este afișat cu CR, orice pierdere potențială vă este afișată cu DB și de asemenea marja blocată pe fiecare instrument. Apoi, la detalii activitate de tranzacționare, aici vedeți toate pozițiile marcate și anume deschise și închise cu profit sau pierdere marcat pe intervalul pe care îl selectați dumneavoastră. Prețul la care ați făcut închiderea, cantitatea, instrumentul și, de asemenea, important, vedeți și comisioanele. În secțiunea de comisiuni, atunci când tranzacționați, vedeți, eu am o tranzacție cu activ suport petrolul. Petrolul tranzacționabil pe bursa din Londra și anume Brent. Aici am închis poziția cu un câștig și mi s-a luat un comision la deschidere de 2,59 euro,
la închidere de 2,65 euro. Același lucru vedeți pe absolut orice poziție pe care ați marcat-o dumneavoastră, iar în partea de jos, la depozite, retrageri și alimentări, vedeți costurile de finanțare, retragerile, depunerile de bani pe care le-ați făcut în intervalul respectiv și totalul acestora în jos. Ca să știți cam cât ați plătit peste noapte, dacă ați menține, știu și eu, o poziție 30 de zile, 60 de zile, 3-4 zile, pentru că nu toți investitorii, cu toate că produsele derivate vă permit să închideți, să deschideți o poziție acum și să o închideți peste 5 minute, peste 10 minute, nu toți investitorii tranzacționează pe un termen atât de scurt, din potrivă, mulți dintre ei țin poziții deschise pe mai multe zile, chiar câteva săptămâni. Și asta vă dă o idee cât de cât care ar reprezenta și costurile de finanțare în afara comisioanelor care vi se percep la deschiderea și închiderea poziției. De asemenea, cum vedeți aici, eu am tranzacționat CFD-uri cu mai multe active suport, printre care și petrolul. În momentul în care tranzacționați CFD-uri cu activ suport mărfuri, de exemplu, să nu vă așteptați la o livrare efectivă a mărfii respective, pentru că nu e cazul. Pur și simplu anticipați creșterea sau deprecierea prețului acelei mărfuri. Însă, de obicei, contractele au un multiplicator. Pe gold există un multiplicator de 10 și anume, în momentul în care cumpărați sau vindeți un CFD cu activ suport gold, atunci trebuie să înmulțiți cu 10 cotația la care vă decideți dumneavoastră să intrați în piață, ca să vedeți de fapt la cât vă expuneți, care este valoarea totală a expunerii. Același lucru este valabil și pentru argint. Pe petrol, de asemenea, există un multiplicator de 100, și anume, dacă luați un CFD, nu o să blocați o marjă care să corespundă cotației de 43,89, ci o să aveți, trebuie să mulțiți cotația curentă cu 100 să vedeți care este marja care vi se va bloca dumneavoastră. Dar aveți și un instrument care să vă ajute în platformă și pe care, de asemenea, o să vi-l arate colega mea, Georgiana, se numește calculatorul de marjă, pe care pur și simplu îl folosiți dinainte, introduceți instrumentul, introduceți cantitatea pe care ați dori să o cumpărați și vedeți, fără a face dumneavoastră calculul pe calculator, vedeți cât vi se blochează în marjă. Dar, repet, de aceea este foarte important să știți dinainte care sunt specificațiile fiecărui instrument în parte, să nu cumva să vă treziți cu tot felul de surprize neplăcute, să vedeți că marja este mult mai mare decât v-ați fi permis dumneavoastră să vă blocați în cont și alte situații de asemenea natură. De obicei, mai ales pentru începători, noi recomandăm blocarea unei sume cât mai mici în marjă, măcar până a vă obișnui cu fluctuațiile instrumentului suport și, de asemenea, pentru a vă permite astfel de situații, pentru că atunci când capitalul total, și anume suma pe care o vedeți dumneavoastră aici la capital, supramarjă, ar duce la un risk level pe care îl aveți pe platforma web în partea dreaptă sus, RL. Ar duce, acum vedeți că este undeva la 1000%. Ei bine, dacă acest risk level s-ar duce sub 100%, chiar spre 75% sau și mai rău spre 40%, atunci deja intrați în situația în care pozițiile vor fi lichidate în mod automat. De fiecare dată, risk level-ul acesta este bine să fie la un procent cât mai ridicat. Dacă el scade și vă expuneți, eu acum am un capital total, precum vedeți, undeva cam la 65.509. Fluctuează în permanență pentru că am poziții deschise în piață și normal că se modifică în funcție de profit sau de pierdere.
Și în marjă am doar 600 de euro blocați. E bine, dacă m-aș duce către blocarea a 61.000 de euro în marjă și un capital total de 65.000 de euro, atunci, bineînțeles că risk levelul acesta ar fi mult mai scăzut și mi-ar permite să păstrez aceste poziții mult mai puțin. Aș fi forțată ori să le închid eu și să-mi asum o pierdere destul de mare, lucru nedezirabil, ori să indezirabil, mă scuzați, ori să fiu lichidat automat în momentul în care acest risk level ajunge la 40%. La 75% noi trimitem o notificare pe adresa de e-mail a clientului, unde îi dăm două opțiuni, și anume ori închide din pozițiile pe care le are și își mai eliberează din marjă, ori mai alimentează în cazul în care nu vrea să-și închide din poziții, și astfel își ridică valoarea capitalului total și risk levelul se duce din nou către peste 75%, 100% și așa mai departe. Dacă nu se întâmplă niciuna dintre aceste lucruri și risk levelul continuă să scadă, atunci la 40% sunt închise automat de către sistem toate pozițiile, indiferent că pe unele exista profit, pe altele exista o pierdere, sau indiferent de poziția care a cauzat cea mai mare pierdere și trecerea către la un risk level de 40%. Dacă aveți întrebări până acum, vă rog. Dacă au fost lucruri neclare sau care este diferența dintre un capital de 2000 de euro pe contul demonstrativ și un capital de 2000 de euro pe reale, întreabă un client. Păi, la fel cum a scris și dumneavoastră, nu este nicio diferență. Bineînțeles că vă faceți strategia în funcție de, și cel mai bine ar fi când discutați cu unul dintre colegii mei care se ocupă de conturile demonstrative. De obicei, conturile demo încep cu un capital de 20.000 de euro, dar nu toți investitorii au 20.000 de euro cu care să-și alimenteze un cont real deschis. Și bineînțeles că atunci când tranzacționezi cu 20.000 de euro, îți permite suma să-ți ții mult mai mult pozițiile, să iei cantități mult mai mari, să te expui mult mai mult în piață și, de asemenea, neexistând, să spunem așa, și aspectul emoțional, și anume faptul că pierdeți banii dumneavoastră reali, normal că strategia diferă. Și e bine că atunci când unul dintre colegii noștri care se ocupă de conturile demo vă contactează, să îi spuneți să reducă sau știu și eu să adauge capitalul de pe contul demo în funcție de suma pe care ați vrea dumneavoastră să o investiți pe contul real. Și anume, așa cum a întrebat și unul dintre participanți, dacă ar intenționa să-și deschidă un cont real cu 2000 de euro, păi atunci să fie puse exact aceeași sumă și pe contul demonstrativ, deoarece contul demonstrativ este o replică a celui real, adică exact același lucru pe care le puteți face cu 2000 de euro și cantitatea și mărimea pozițiilor pe care o puteți deschide cu 2000 de euro, același lucru se întâmplă și la contul real, nefiind nicio deosebire. Adică tot marjă de 3% sau tot marjă de 5%, de exemplu, vi s-ar bloca pe unele dintre perechile valutare, la fel, o marjă procentuală de 4% pe mărfuri. O diferență este, dacă nu mă înșel, pe acțiuni, deoarece conturile demo au caracter de conturi premium. De fapt, conturile demo cred că au o marjă undeva cam la 12% stabilită pentru acțiuni. Și cred că aici ar fi diferența și, de asemenea, trebuie să vă spun, dacă vă uitați la cotațiile doar ale acțiunilor, pe conturile demo există o întârziere de 15 minute în cotațiile afișate în comparație cu cele reale. Dar altfel, condițiile de tranzacționare sunt exact aceleași. Asta este important. Să aveți în vedere o administrare eficientă a riscului și să nu intrați din prima cu 2000 de euro
și să deschideți poziții blocând în marjă 1800 de euro. Pentru că e foarte probabil ca experiența dumneavoastră cu astfel de produse să sfârșească prin a fi una destul de nefericită și anume să pierdeți banii și destul de repede. Alte întrebări, dacă aveți? Da, întreabă cineva dacă se poate introduce ordine contrare simultan. Cel mai probabil că se referă la hedging. Acum, mai nou, da, aveți această alternativă pe platformă, și anume să intrați și long, și anume să pariați pe aprecierea instrumentului sau, în cazul perechilor valutare, pe aprecierea primei valute în contraparte cu cea de-a doua, și short, în sens invers, pe exact același instrument, și astfel reducând considerabil riscul, dar lucrul ăsta ați putea să faceți, de exemplu, într-un mod oarecum mai eficient, pe cotații diferite sau pe niveluri diferite ale prețului, pentru că dacă intrați din prima și long și short de la aceeași cotație, mare, mare lucru nu faceți, mai ales dacă ar fi cantități similare. Dar există această posibilitate de a face hedging pe platformă, introdusă deja cred că de 2 luni de zile, dacă nu mă înșel, și de asemenea și posibilitatea ca ordinele stop și limite să fie legate exact de ordinul pe care, de poziția pe care doriți dumneavoastră să o protejați, pentru că înainte ordinele se introduceau după principiul FIFO, și anume first in, first out, în ordine cronologică, pe când acum, indiferent când deschideți o poziție, dacă doriți să protejați poziția respectivă, la anumite niveluri de preț, puteți să faceți lucrul acesta. Alte întrebări dacă aveți? Da, ne spune pe conturile demonstrative, în cazul în care nu puteți să faceți hedging, cel mai bine este să ne dați un telefon, să vă activăm sau trimiteți un mail colegului care se ocupă de contul dumneavoastră, vă activăm opțiunea aceasta pentru că nu este prestabilită, predefinită activarea ei din platformă și după aceea o să puteți să faceți hedging. Dar important este să ne spuneți că vreți să faceți hedging pe platformă și vă activăm această opțiune. Dacă nu mai sunt întrebări, o să o las și pe colega mea, Georgiana, să vă prezinte versiunea desktop, și, de asemenea, partea de grafice în platformă, peste care eu am trecut pe secțiunea web, și alte tipuri de ordine și alte tipuri de informații. Georgiana? Ok, mulțumesc, Chris. Bună seara! Georgiana Dumitru este numele meu. Voi încerca pe scurt să vă fac un mic preview a ceea ce vom discuta. Ca idee, sau înainte de asta, ca o recapitulare, Cristina a vorbit despre ce sunt CFD-urile. Am aflat că sunt contracte pentru diferență, care au la bază un activ suport pe care eu îl tranzacționez. Mai mult decât atât, nu sunt instrumente pe care le dețin, tranzacționez aur, tranzacționez petrol, nu mi-aduce nimeni respectivele instrumente la ușă, nu mă trezesc cu butoaiele de petrol în balcon. Tranzacționez strict diferența de preț. După aceea am înțeles și am învățat ce este marja și cum este un lucru foarte util care mă ajută pe mine în tranzacționare, pentru că îmi permite să cumpăr sau să vând cantități mult mai mari din piață față de banii pe care îi dețin în cont. Lucrul acesta la BVB m-ar limita enorm. Dacă aș avea 100 de euro, aș trebui să cumpăr poate o acțiune, pe când pe CFD-uri, având o marjă de 1%, aș putea cumpăra de 100 de ori mai mult. V-a mai arătat Cristina un alt beneficiu al CFD-urilor și acela de a tranzacționa atât short cât și long. Short este termenul specific pentru vânzare în lipsă. Pot să vând ceea ce nu am pentru că mizez strict pe diferență de preț. Long este termenul specific pentru a cumpăra ceva în momentul în care mizez pe creșterea prețului.
În mare ați văzut cum se fac tranzacții, care este varianta web a platformei, disponibilă despre orice browser de internet. Avem și variantă pentru iPhone, pentru Android, pentru iPad. Se tranzacționează la fel de ușor, au aceleași facilități. Singura care este versiunea mai avansată a platformelor este varianta desktop, pe care vă recomand cu încredere să o instalați pe un calculator personal, să nu aveți instalată decât unde lucrați dumneavoastră frecvent, pentru că vă oferă mult mai multe facilități. O găsiți la noi pe site, coordonatele de logare sunt aceleași, ca idee, parola se poate schimba doar din varianta desktop, deci automat este mult mai performantă. Îmi permite să fac analize tehnice, îmi permite să aplic mult mai multe lucruri pe grafic și așa mai departe. Mâine, colegii mei la Risk Management vor discuta despre cum mă uit pe un grafic, cum îmi pun un ordin stop și cum îmi protejez eventualele poziții deschise. Ca idee ați văzut puțin, v-a mai arătat Cristina varianta desktop a platformei. Toate instrumentele se regăsesc pe ambele device-uri sau pe toate device-urile, adică nu există riscul ca pe unul să aveți eurodolar și pe unul să aveți euroron și să nu existe între ele, deci puteți să nu vă faceți grijă aici. Orice simbol nou îl găsiți cu click dreapta, mai exact. Mai exact, pe platforma asta, dacă nu știți ceva, se face cu click dreapta. Fie click dreapta insurează instrument, fie click dreapta pe grafic și aveți o grămadă de opțiuni, fie click dreapta în poziții deschise, eu vă recomand să instalați platforma înainte de a vă deschide un cont real și să vă jucați cu absolut toate facilitățile. Este un cont demo, nu aveți ce să stricați sau ce să pierdeți, vă configurați cum vreți dumneavoastră, puneți ce culori vreți dumneavoastră și așa mai departe. Click dreapta inserează instrument. În momentul de față mi se deschide un arbore cu toate instrumentele tranzacționate. Vă spunea Cristina că există CFD-uri pe mărfuri, pe acțiuni, pe indici, pe forex. Fiecare în parte este într-o secțiune asignată lui. Dacă căutați un anume instrument și știți deja numele, de exemplu Google, puteți să faceți search după simbol. Îl selectați și îl inserați. În dreapta se deschide graficul asociat oricărui instrument din tabloul de cotații. O să vă rog, dacă aveți întrebări, să ni le adresați pe parcurs. Cristina vă va răspunde și ea în scris. O să încerc și eu să răspund cât mai multe, la cât mai multe. Ca idee, am văzut în prima parte cum deschidem, închidem o poziție, cum o protejăm. Același lucru îl putem face și aici. Haideți să ne uităm, ați tot vorbit la sfârșitul primei părți despre aur. Haideți să facem o tranzacție pe aur, pur și simplu mă duc în tabloul de cotații pe simbolul gold. Bid este termenul specific pentru vânzare, ask este termenul pentru cumpărare. Întotdeauna o să cumpăr din ask, o să vând în bid. Deci dacă eu vreau să cumpăr un CFD pe aur, pur și simplu dau dublu click pe preț, număr de CFD-uri 1, trimite și în momentul de față am deschis o poziție. Lucru care se face la fel de ușor ca pe varianta web. Dacă tot am văzut niște ordine, haideți să vedeți o facilitate a platformei. Clic pe ordin nou și există un tip, o să găsiți ca paranteză aceleași tipuri de ordine. Vă spuneam că aveți aceleași simboluri, automat aveți și aceleași tipuri de ordine. Unul dintre ordinele mele preferate și pe care îl folosesc în mod frecvent este ordinul condiționat și părinte. De ce îmi place acest ordin? Pentru că nu trebuie să fac trei operații distincte. Adică nu mă duc odată pe simbol, click dreapta, deschide tranzacție, cumpără, ok, confirmă. După aia click dreapta, protejează cu limită, introduc ordin, preț, ok, confirmă. La fel și cu ordinul stop, făcând același lucru de trei ori. Pot să fac toate acestea printr-un simplu tip de ordin. Ordine condiționate și părinte. Ordinul părinte va fi ordinul meu. Haideți să ne uităm tot pe gold. Ordinul părinte va fi un preț la piață de cumpărare pe aur și căruia eu pot să-i asociez un ordin de tip OCO. OCO, va spunea Cristina, este order cancels order, or one cancels the other. În momentul în care unul stopul se
activează, limita este automat anulată și invers. De dragul exemplului și cu mențiunea că tot ce prezentăm în acest seminar este pur didactic, nu este o strategie sau un sfat investițional, o să luăm niște valori oarecare. Ce am învățat în prima parte, dacă am luat o tranzacție de cumpărare, ca să fac profit, trebuie ca prețul să crească, dacă prețul scade, pierd. Asta înseamnă că dacă prețul meu ajunge 1132, nu e bine, am pierdut. Dacă prețul meu ajunge 1150, putem să-l lăsăm 55 de dracul exemplului, asta înseamnă că am marcat profit, mi se atinge ordinul limită, îmi închide poziția și la revedere. Număr de CFD-uri, astea vă las pe dumneavoastră să le testați, să vă uitați în secțiunea de opțiuni avansate, o să vedeți, o să găsiți niște lucruri interesante și ne întrebați pe parcurs. Trimite, confirm și în momentul acesta am atât poziția deschisă, cât și ordinele atașate acesteia. Am făcut toate cele trei operațiuni prin una singură. Asta este avantajul ordinului părinte și contingent. La fel pot să fac pentru absolut orice instrument, fie că intru long, fie că intru short. Vă spuneam de Google, haideți să ne uităm și pe un Google. La fel pot să fac și cu o poziție pe acțiuni. Cred că am vrut să cumpăr o cantitate mult prea mare de acțiuni la Google și nu am fonduri suficiente. Ați văzut, nu există niciun risc să tranzacționați mai mult decât banii disponibili. Platforma știe să vă calculeze necesarul de marjă. Că tot spuneam de marjă, aveți un câmp de vizualizare, calculator de marjă inițială. Vreau să cumpăr aur, nu știu cât e marja, nu știu cât e prețul, dar știu că vreau să cumpăr aur. Mă duc în calculatorul de marjă inițială, pe gold, îl selectez din câmpul de mărfuri, metale și în momentul de față am un CFD la prețul de 1149 de dolari. În valuta contului, marja este de 325 de euro și în valuta de bază 344. Valuta de bază, valuta în care este denominat instrumentul respectiv. O să fac o scurtă pauză, cred că am mers destul de repede pe partea aceasta, fiind informații deja prezentate. Să-mi spuneți noastră dacă totuși vreți să reiau ceva sau este totul ok. Ok, am confirmarea că este totul în regulă, mă bucur că sunteți atât de receptivi în această seară. Am o întrebare, dacă găsim o prezentare a platformei a Tradeville, dacă vă referiți la prezentarea din această seară, vă putem trimite mâine pe e-mail. Ne puteți scrie în fereastra de întrebări acum și mâine o să avem grijă să vă trimitem înregistrarea. O altfel de prezentare scrisă, dacă vă referiți la o prezentare scrisă, există niște live, niște help-uri în varianta web. Dacă nu mă înșel, aveți un help în limba română foarte interesant făcut, care vă prezintă toate prescurtările și toate informațiile. Pe 360 desktop aici aveți un help mult mai stufos, este în limba engleză, dar vă poate ajuta mai mult. Vă mai spusese Cristina despre acel calculator de profit slash pierdere. Haideți să vedem, de exemplu, un instrument denominat în USD RON, de exemplu. Ce e important? Pe Forex. Întotdeauna, sau de fapt pe orice simbol, profitul sau pierderea sunt în valuta a doua. De exemplu, pe USD Yen. USD Yen este cursul de schimb USD Yen. Dacă eu vreau să văd în euro unde să-mi setez un stop sau limită, pot folosi calculatorul de care vă spunea Cristina și efectiv trag de el în sus. Și am un 0,005 euro. 0,005 euro, diferența dintre 121.3 și 122. Cu acest 0,05, pe acest 0,05 îl înmulțesc, deci înmulțesc cu cantitatea mea, cât am cumpărat eu sau am vândut euro-yen, și acela va fi profitul respectiv pierderea.
Din nou, mâine, la risk management, efectiv asta o să învățați, cum să vă calculați mărimea unei poziții, cum să setați o limită. Noi, în general, recomandăm un stop la 2 la 1, adică limita să fie de două ori mai sus decât stopul pe poziții, iar colegii mei o să vă arate strict asta. Dacă vreau să introduc orice lucru pe grafic, îl fac. Dacă vreau să-l șterg, pur și simplu apăs pe delete și s-a șters. Indicatori pentru cei pasionați de analiză tehnică, dacă vă place să învățați, să explorați tot felul de indicatori, aveți secțiunea de adaugă studii, aveți medii mobile, medii stohastice, indicatori din Napoli. Am o întrebare cum ne înscriem pentru webinarul de mâine, o să vă trimitem noi linkul de pe site să vă înscrieți chiar acum. În momentul în care adaug un indicator și îl configurez, el va apărea sub grafic. La fel, ca să-l șterg, dau click pe el, delete și a dispărut. Tabloul de cotații mi-arată mie ce instrumente vreau. Bid, ask, spread-ul. Spread-ul este cel de care vă spunea Cristina, diferența dintre prețul de vânzare, prețul de cumpărare. A fost o întrebare la un moment dat referitor la comisionarea tranzacțiilor pe Forex, deci orice tranzacție pe perechi valutare, nu există comision. Mă opresc puțin, mai am rugăminte de a arăta cum se șterge un ordin MACD, un indicator. Deci îl pun pe grafic, ok, îl setez. În momentul acesta mi-a apărut. În momentul în care vreau să-l șterg, pur și simplu mă duc cu mouse-ul pe una din linii, dau un click pe ea și îmi vor apărea aceste pătrățele. În acest moment, pur și simplu, dau delete pe butonul de la tastatură și mi s-a șters. Vă spuneam de spread. Spread-ul se regăsește pe absolut toate instrumentele, ca diferența dintre cele două prețuri. Tranzacțiile pe Forex nu au comision, nu sunt comisionate, vi se percepe o singură dată doar spread-ul la deschiderea poziției. Restul instrumentelor, în schimb, au un comision de tranzacționare. Deci tot ce înseamnă CFD-uri pe mărfuri, pe acțiuni și pe indici, presupune un comision distinct de tranzacționare. Tradeville vă pune la dispoziție trei tipuri de conturi, standard, premium și VIP, în funcție de suma de cont alimentată. De asemenea, pentru fiecare tip de cont în parte, aveți anumite facilități de care puteți beneficia. Între 3.000 și 9.999 este contul standard, între 10.000 și 25.000 contul premium și peste 25.000 este contul de tip VIP. Ca să fiu sigură că nu uit și să vă mulțumesc de acum pentru participare, noi facem și o promoție în cadrul acestor webinarii. Timp de două săptămâni, de acum începând de mâine, dacă doriți să vă deschideți un cont, puteți să vă deschideți un cont de tip premium cu suma minimă de 3.000 de euro. Găsiți la noi pe site toate informațiile și diferențele între cele trei tipuri de conturi. Ca să revenim puțin, secțiunea de rapoarte este aceeași ca pe varianta web, nu are rost să vă mai arăt. Mai erau tipurile de ordin trailing stop. A fost o întrebare, ce sunt ordinele trailing stop? Dacă dumneavoastră, de exemplu, puneți un ordin stop la, de exemplu, cumpăr ceva la 100 de dolari, haideți să vă dau un exemplu generic, și vă plasați un ordin stop la 20 de dolari de desubt. Deci eu cumpăr la 50, dacă ajunge 30, eu aș vrea în mod normal să se oprească. Dar mă gândesc așa, dacă nu vreau să se oprească la 20, ci eu vreau să-mi pun un ordin de tip trail. Trail înseamnă coadă. Și îmi setez acel trail fix la 20 de dolari. Adică distanța dintre ordinul meu și prețul la care am intrat eu în piață și prețul pieței este de 20 de dolari. Această distanță se va păstra întotdeauna. Deci nu va exista niciodată posibilitatea să se micșoreze distanța între prețul pieței și prețul ordinului trail. Avantajul este, în momentul în care cotația crește, cursul începe să evolueze favorabil,
automat se modifică și automat se modifică și prețul ordinului de la trail. Adică, în momentul în care cotația mea ajunge 51 de dolari, ordinul meu devine 21. Dacă cotația ajunge 52, ordinul meu devine 22. Întotdeauna diferența dintre costuri este de acel 20 de dolari, doar că se va modifica favorabil. Să zicem, merge pozitiv, nu mi închid poziția și la un moment dat se întoarce piața foarte brusc. Eu pot să închid ordinul stop pe 0. Da? Pentru că el a evoluat odată cu piața și în momentul respectiv s-a ajustat conform condițiilor din piață. Nu a rămas la nivelul inițial. Ca idee, euro-dolar, haideți să deschidem o tranzacție. Clic dreapta protejează cu trailing stop și îmi cere să setez numărul de pips pe care vreau să-l setez față de distanța în piață. Să zicem că vreau, ca să-i las loc de manevră, 50 de pips. Ok. Și în momentul de față am pe grafic setat ordinul trail. Dacă o să vă uitați de asta suficient de mult și eu atent, în momentul în care o să se miște un pic în sus cotațiile pe euro-dolar, automat o să se miște și valoarea ordinului stop. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă s-a înțeles sau dacă reiau ceva. Ok, am o întrebare. Dacă prețul ajunge la 60, apoi deci dacă prețul ajunge la 60, o să bănesc că luați exemplul meu, și apoi coboară la 40, trailul acționează la fel? Pentru că eu aș vrea să rămână la 40. 60 minus 20. Da, deci întotdeauna o să rămână aceeași distanță între ordinul trail și prețul pieței. Dacă dumneavoastră ați setat diferența de 20, da. El crește odată cu piața, dar rămâne. Dacă piața începe să scadă, ordinul trail nu mai scade, el rămâne fix. Deci, exemplul dumneavoastră este corect. Adică de la 60 coboară la 40, de la 40 el a rămas setat, acolo rămâne. Ok, înseamnă că ne-am înțeles, la asta vă referea și dumneavoastră. Recomandarea noastră este în continuare să vă faceți astfel de conturi demo și să testați toate strategiile. Fiecare dintre dumneavoastră are o persoană de contact cu care poate discuta, fie telefonic, fie pe mail, pentru că noi nu putem cuprinde într-un astfel de webinar absolut toate informațiile și facilitățile platformei. O secundă, o să las pe Cristina, a zis că ar vrea să vă mai ofere ceva informații din prima parte. Da, pentru agenții dumneavoastră care utilizează platforma web, am omis să vă spun și cum vă puteți customiza tabloul de bord. O să vedeți câteva simboluri prestabilite. Dacă vreți să ștergeți dintre ele sau să adăugați altele noi, pur și simplu dați click pe simboluri. Apăsați pe acest instrument, pe acest X dacă vreți să ștergeți, pentru adăugare, selecție avansată, CFD-uri, și sub aceste secțiuni găsiți lista întreagă de active suport. Forex, mărfuri, acțiuni, sau dacă nu aveți nevoie de secțiunea selecție avansată, ci pur și simplu știți dinainte simbolul pe care vreți să-l introduceți, atunci, să spunem M-Gold, introducem un contract de un CFD cu active support mini-gold. Ce înseamnă mini-gold? Nu are multiplicatorul acela de 10, despre care am discutat, ci un mini-gold, un contract, reprezintă o uncie. Așadar, vi se reduce exponențial și riscul.
și pur și simplu dăm click pe, pe trimite și astfel puteți să aveți 12 instrumente introduse în tabloul de bord de pe platforma web, platforma desktop fiind mult mai permisivă din punctul ăsta de vedere și oferindu-vă acces la mult mai multe cotații pe care să le vedeți deja în tabloul de bord. Întreabă cineva cum să descarce versiunea desktop. Este foarte simplu, intrați pe site-ul nostru, intrăm în secțiunea platforme, dacă vedem prima subsecțiune, și anume Start 360, aveți aici detalii despre fiecare tip de platformă, iar desktop-ul vedeți, Start 360 pentru desktop, dați click pe Download, Download Start 360 și astfel deja o să vă arate aplicația și veți avea descărcată versiunea pentru, pentru desktop, pe care apoi o puteți accesa pur și simplu dând click pe iconul aferent. Cu multă plăcere! Dacă mai aveți întrebări... Ok, să reluăm puțin doar câteva mențiuni aș mai avea de făcut, și varianta web și varianta desktop, secțiunea de știri. Avantajul variantei desktop este că puteți dumneavoastră să vă aduceți absolut orice flux de știri doriți să vizualizați în platformă. De exemplu, noi vă oferim Reuters, dar poate dumneavoastră aveți cine știe ce tranzacție pe o acțiune care depinde de fotbal, poate. Și puteți să vă aduceți un RSS feed, adică vă aduceți efectiv link-ul cu un site sportiv pe care îl urmăriți și automat vă apar știrile în platformă. Deci este foarte customizabilă din, în acest sens. Secția de grafice, puteți să vă selectați dumneavoastră câteva grafice pe care doriți să le urmăriți în mod frecvent, la fel secțiunea de cotații. Foarte important, ultima secțiune, ultimul bullet este TradeVilleFix. TradeVilleFix este site-ul nostru investițional dedicat exclusiv piețelor externe. Colegii mei de la analiză și brokeraj postează zilnic informații despre piață, despre evenimentele care au loc și ce este de urmărit în perioada respectivă. Toate recomandările în general apar și pe acest site. O să mă loghez puțin pe web să vedeți cum arată. Este un serviciu dedicat exclusiv clienților, puteți vedea un preview al comentariilor, de exemplu acesta America vs. USD este un link postat astăzi. Va trebui să vă logați cu username și parolă pentru a vedea tot conținutul, dar sunt niște informații foarte, foarte interesante. La fel și pe partea de analiză tehnică. Mihai Nichișoiu este colegul nostru care ține și webinarii, poate mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja. El ține și cursuri, de asemenea scrie și aceste daily-uri pe care ne putem baza. Haideți să mă loghez totuși să vedeți cum arată și un astfel de cont. Cam așa arată, este mai lung scris, dar vă puteți face o idee. Mai am o întrebare, dar cred că vă răspunde Cristina. Nu este, este o întrebare tehnică. Ok, ce vă mai oferă TradeVilleFix? Vă oferă calendar, de exemplu mâine. O zi foarte, foarte importantă în Statele Unite este conferința de presă a Băncii Centrale, Fed-ul. Va fi un moment cu foarte mare volatilitate în piață, ne așteptăm să vedem fluctuații enorme. Acest lucru se poate vedea și regăsi și în calendar. Secțiunea video, secțiunea de educație, la fel informații despre platforme. Vă recomand și dumneavoastră să treceți prin ele și să le studiați puțin. Cam asta despre varianta desktop.
Ca să facem o mică recapitulare ce am văzut și în partea a doua, am văzut ordinele de tip parent and contingent, ordine care ne permit să deschidem o poziție, fie ea de vânzare, fie ea de cumpărare, căreia se atașăm ordine de tip limită și ordine de tip stop. Am o întrebare dacă fiecare ordin de vânzare sau cumpărare se împarte în OCO, limită, stop. Da, ca idee, ordinele sunt de tip market, poți să cumpăr la prețul pieței sau poți să cumpăr la un alt preț decât prețul pieței. Dacă vreau să cumpăr sau să tranzacționez la un preț mai bun, pot intra în piață cu un ordin de tip limită. Dacă vreau cu un preț mai prost, ca să zic așa, decât ce este în piață, intru cu un ordin de tip stop. La fel, mă joc și cu OCO. Cel mai bine ar fi să le testați dumneavoastră, să vă faceți propria strategie de tranzacționare. Sunt ordine standard pe care odată învățate n-aveți cum să nu le mai puteți utiliza, adică nu o să aveți probleme cu acestea. Secțiunea de sus, un tablou de bord, vă oferă ordine directe, adică puteți să-l scoateți din platformă, să închideți, să minimizați platforma și să lucrați cu softul sau pe ce lucrați dumneavoastră, să aveți un Excel deschis, de exemplu, și în colțul din dreapta sus a Excelului să aveți cotațiile. Vă selectați ce vreți dumneavoastră să urmăriți, ca să nu fie nevoie să deschideți platforma de fiecare dată. La fel cu secțiunea de poziții deschise, ordine în așteptare, rapoarte am văzut deja, salvează format curent, îmi permite să-mi salvez orice modificare pe care o fac și închide tot, îmi închide pozițiile deja deschise. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să ne spuneți. Aș vrea să știu în concret dacă aveți întrebări despre marjă, short, long, tipuri de ordine, calculatori de pipși sau este ceva ce ați dori să reluăm eu sau Cristina din prezentarea ținută, pentru că au fost multe informații destul de stufoase. Am o întrebare, unde găsesc o prezentare comparativă cu avantajele și dezavantaje celor trei tipi de ordine? Nu există avantaje și dezavantaje. Toate ordinele sunt la fel de avantajoase. Contează doar cum le utilizează fiecare investitor în parte și cum își dorește să beneficieze de acestea. Nu au de ce să fie dezavantajoase. Ca să ne mai uităm puțin prin informații, la configurează parametrii. Este secțiunea în care puteți dumneavoastră să vă deschideți, să vă puneți alerte, să vă puneți parole. Am o întrebare despre fluxul de știri. Tot aici aveți feed-uri, RSS feed, aveți adaugă, șterge, modifică. Deci fișier, parametri, configurează parametrii. Mai am o întrebare dacă nu am înțeles ce este hedging-ul. Hedging-ul este un termen specific care permite atât deschiderea unei tranzacții de cumpărare, cât și unei tranzacții de vânzare. În mod normal, dacă eu cumpăr 10 uncii pe aur și vând 5, ar trebui să mi se închidă din cantitatea mea 5. De exemplu, pe euro-dolar am 10.000, cumpără. În momentul în care vreau să vând 5.000, s-ar putea să nu pot, ia să vedem. Da, este în multipli. Haideți să mai... O să cumpăr 30.000. Am cumpărat 30.000. Dacă acum vreau să... Odată îmi închid poziția aceasta, ca să vă fie mai ușor, clic dreapta, închide la piață. Și în momentul ăsta vreau să vând 10.000. În momentul în care am vândut 10.000, poziția mea s-a ajustat la 20.000. În cazul în care eu nu știu, de exemplu, ce va face piața sau vreau să intru și prin vânzare și prin cumpărare pe același instrument, aceasta face hedging-ul. Adică îmi permite mie să am o poziție deschisă și de vânzare și de cumpărare. Este o alegere a dumneavoastră. Personal nu știu cu ce v-ar ajuta, pentru că în mod normal dacă intrați în același moment într-o poziție de hedging, ar trebui să fiți spre zero la orice moment de timp, pentru că cu cât crește una, scade cealaltă. Hedging-ul este bun dacă, poate, nu știu, aveți un credit la o anumită bancă și vreți să vă protejați, să vă blocați cursul de schimb. Luați cantitatea respectivă sau dacă, nu știu, aveți o firmă de import-export.
în general, pentru asta este foarte bun. Varianta cealaltă, dacă la un moment dat, nu știu, aveți o poziție care evoluează de ceva timp negativ, vreți să faceți, să o hedge-uiți, adică intrați într-un sens contrar ca pe termen scurt să faceți un profit, urmând ca pe termen lung poziția să-și revină și să-și urmeze trendul pe care l-ați mizat încă de la început. Mai sunt niște întrebări, o să vă rog, la tot ce ține de... am o întrebare de perechi de indici, dacă trendul este descendent, când să intrăm în piață, prin vânzare și prin cumpărare, pentru că nu știm cum va evolua prețul. Am rugăminte să-i întrebați mâine pe colegii mei la seminarul de risk management. Este un seminar dedicat exclusiv părții de risc, trend, evoluție, indicatori, indici și așa mai departe. De asemenea, grafice, tot ce ține de partea asta de analiză tehnică, pentru că este, de asta sunt aici ei mâine să vă ofere acele informații. Văd că a mai răspuns și Cristina la întrebări, să ne spuneți, reiau, de fapt, să ne spuneți dacă este ceva ce vreți să mai discutăm, să vă mai arătăm. Bănuiesc că sunt multe lucruri neînțelese și timpul este destul de scurt. Ce nu v-am arătat nici eu, nici ea, chiar și varianta web are o secțiune de grafic avansat, unde puteți dumneavoastră să vă plasați totuși indicator, deci nu este chiar atât de simplistă și această versiune. Există posibilitatea de adăugare, editare, indicatori. Vă dădusem un exemplu cu acel MACD, îl putem pune și aici de dragul exemplului. Va apare la fel sub grafic. Un alt avantaj sunt alertele de preț. Dacă la un moment dat, nu știu, poate nu vreți să vă puneți decât un ordin de tip stop, nu vreți să vă setați și un ordin de tip limită. Vă puneți ordinul stop, care este recomandat și insist asupra utilizării lui. Pentru limită, vă puteți pune diverse alerte de preț la diverse prețuri diferite. Efectiv, dați click, selectați alerta, fie prin SMS, fie prin e-mail. SMS-urile sunt gratuite și le puteți testa și dumneavoastră. Un alt avantaj este tranzacționarea direct de pe grafic. Aveți opțiunea de adaugă ordin și puteți să direct de pe grafic să selectați tipul de ordin dorit, perechea dorită și așa mai departe. Același lucru putem face și pe varianta desktop. Exact, click dreapta, aveți cumpără, vinde, introducere, trailing stop, parent and contingent, selectează alarme și așa mai departe, absolut toate informațiile. Puteți exporta date, puteți să setați absolut tot ce doriți dumneavoastră. Mai am întrebare că se fac cursuri de tranzacționare și doriți informații detaliate în vederea deschiderii unui cont demonstrativ. V-a arătat Cristina puțin mai devreme unde și cum vă puteți face contul demo. La noi pe site aveți peste tot câte un bullet, un link care vă duce către conturi demo gratuite, demo Forex gratuit. Cursurile, în momentul în care avem cursuri, da, acestea sunt la sediul nostru, pe Bulevardul Carol I, numărul 34-36, undeva la începutul lunii aprilie vom avea un modul, în general ele sunt de 3 zile, de la ora 17 la ora 20 seara, marți, miercuri și marți. Pornesc cu un curs de startup, în mare ce am discutat și noi în această seară, urmat de un curs de risk management și încheiat cu un curs de analiză fundamentală și analiză tehnică. Adică încercăm să vă trecem prin toate lucrurile necesare demarării procesului de tranzacționare. Deci dacă sunteți din București, vă așteptăm cu mare drag. Pe două săptămâna viitoare, 24-25, avem o secțiune de cursuri, dar sunt pentru Bursa de Valori București. La noi pe site, în Școala de Investitori, găsiți tot programul de
de seminarii. Așa că îl puteți utiliza cu încredere. Am o întrebare, cum se poate salva pe varianta web un grafic la care am făcut niște niveluri de suport? Din păcate nu se poate, este o variantă web. Automat, în momentul în care închideți browserul, vă logați de pe alt calculator sau pe alt browser, setările nu se salvează. Tocmai de aceea avem varianta desktop mai avansată care permite acest lucru. Dar nu știu dacă v-ați uitat și ați mai urmărit, trailing-ul nostru s-a mai modificat. Nu mai știu dacă mai știți exact la cât era, dar s-au văzut niște mișcări în cotații. Ok, aveți și aici acel risk level de care vă spuneam noi la începutul prezentării, în colțul din dreapta jos, 834. Cu cât nivelul de risc este mai mare, cu atât contul este mai în siguranță. Foarte important, în condiții de piață extreme. De exemplu, cum a fost varianta cu eliminarea pragului pe CHF. În condiții de piață extreme, dacă nu sunt cotații în... Băncile nu cotează și nu există posibilitatea de a prelua cotații, se inițiază procedura de lichidare la 40%, iar aceasta are loc la primele prețuri disponibile, la primul preț disponibil în piață. Procedura este automată. Execuția acesteia nu este garantată la 40%. Atunci există riscul în acele condiții să aveți un capital pe minus. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă cu expunerea pozițiilor, să nu fie expuse foarte mari, să nu aveți expuneri foarte mari, poziții foarte mari, pentru că odată la câțiva ani se poate întâmpla ce s-a întâmplat în Elveția și să existe niște diferențe foarte mari de preț, lipsa prețurilor pentru a putea închide anumite poziții și atunci există riscul ca procedura de lichidare să nu funcționeze instant, să se activeze deja când este mult, mult prea scăzută și atunci disponibilul din cont să ajungă negativ. Soldul contului, mai exact, să ajungă negativ. Pentru cei care nu sunt din București, ce soluții sunt pentru cursuri? În momentul de față, soluțiile sunt aceste webinarii la care participați dumneavoastră. Am avut de la Brașov, undeva săptămâna trecută, un curs de 2 zile. Vom avea din nou la Brașov un curs undeva pe 23 aprilie. Încercăm să mai organizăm și cursuri în țară, dar statistic prezența la webinarii este mult mai facilă și mult mai mare decât prezența fizică la un curs. Oricum, dacă doriți mai multe informații, unul dintre colegii mei mâine vă poate contacta și puteți stabili un contact, o legătură și discuta personal. De asemenea, se pot face și webinarii individuale. Dacă unul dintre dumneavoastră dorește, stabiliți o anumită oră, o anumită zi și puteți face un webinar one-to-one. Cred că asta, până la urmă, este soluția care rezolvă tot. Ok, v-am arătat varianta web, v-am arătat varianta desktop, v-am invitat la cursul de mâine, v-am făcut și o promoție pentru că ne-ați suportat și ați fost atât de activi în această seară alături de noi. Înainte de a încheia, vă mai rugăm încă o dată să vedeți dacă mai aveți întrebări. Dacă nu, o să vă lăsăm o adresă de mail sales@trailville.eu la care ne puteți scrie începând de mâine pentru informații suplimentare. O să vă trimitem pe mail pentru cei care au solicitat înregistrarea de astăzi. Vă așteptăm în continuare la cursurile noastre și, de ce nu, cât mai curând ca și clienți. Dacă nu mai sunt întrebări, atât eu cât și Cristina, vă mulțumim pentru participare, vă dorim o seară frumoasă și să ne auzim la webinarul de mâine. Ok, am primit niște solicitări pentru înregistrare, sigur. Mulțumim mult pentru participare și o seară frumoasă în continuare.